Bine v-am regăsit, dragi noștri, iată-ne din nou în transmisiune directă la roman24.ro pentru o transmisiune în exclusivitate a partidei, contând pentru etapa 25-a a campionatului seriei 1 din Liga a 3-a la fotbal. Astăzi, pe stadionul Moldova din Roman, va poposi AFC Odorheiu Secuiesc, un meci cât se poate de interesant, un meci care poate produce schimbări în vârful ierarhiei din această serie. Probleme de lot pentru formația gazdă înaintea acestui meci. Este în continuare accidentat capitanul Mădălin Popa, la fel cum este și Ștefan Grigore. Dar chiar și în aceste condiții, tehnicienii Gabriel Țapu și Iosif Susanu vor căuta să găsească evident o soluție pentru a pune la punct un prim 11 capabil să facă față unei asemenea dispute. Romanul vine după un meci greu de digerat în deplasare la Galați și astfel își dorește evident să ia toate cele 3 puncte acasă. O rundă a 25-a înaintea mini-vacanței de 1 mai, care astăzi, 27 aprilie, de la aceeași oră, 17, a mai programat meciul dintre CSM Pașcan și ASMS ACS Sănătatea Darabani. Mâine, de la aceeași oră, 17, Metalosport Galați va sta, oricum este o echipă retrasă din campionat forțat. CS Sporting Liești va da piept acasă cu CS Aerostar Bacău. AFK Csíkszereda din Miercurea Ciuc va primi vizita celor de la CS Supporter Club Oțelul Galați. ACS Casei Târgu Secuiesc va avea parte de o vizită de la CSM Focșani 2007, în timp ce Bucovina Rădăuți va sta pe fondul retragerii formației din Valea Mărului, iar ACS Olimpic Cetate Râșnov va da piept cu AFC Hărman. Așadar, o rundă care ne propune destul de multe dueluri interesante, după cum spuneam, asta în condițiile în care lider al clasamentului este CS Aerostar Bacău cu 55 de puncte, urmat pe locul 2 de ACS Supporter Club Oțelul Galați, 52 de puncte, pe 3 este AFK Csíkszereda din Miercurea Ciuc, 50 de puncte, pe 4 vine Sporting Liești, 40 de puncte, pe 5 AFC Hărman, 37 de puncte, la fel cât are și ocupanta locului 6 în acest moment, CSM Roman. Pe locul 7 este ACS Olimpic Cetate din Râșnov, 36 de puncte, pe 8 CSM Focșani 2007, pe 9 CSM Bucovina Rădăuți, pe 10 ACS Case Târgu Secuiesc, pe 11 AFC Odorheiu Secuiesc, pe 12 Sănătatea din Darabani, 13 CSM Pașcani, ultima formație care mai contează efectiv în acest campionat, pentru că, așa cum spuneam, Avântul din Valea Mărului și Metalosport Galați au ieșit din competiție. Avem parte de un meci aici pe stadionul Moldova, cu un gazon, spunem noi, bun spre foarte bun. Partidă arbitrată de către Valentin Lungu din Iași, asistat de către concitadinii săi Ionuț Melinte și Tudor Cornea. Observatori sunt Grigore Șuhan și Ilie Andrici, primul din Suceava, iar cel de-al doilea din Botoșani. În doar câteva momente va fi și primul fluier al acestei partide. Formația vizitatoare în echipament portocaliu va avea prima minge, conform tragerii la sorți, ca de fiecare dată când are posibilitatea. Romanul preferă să atace în primul mitan spre poarta de sub tabela de marcaj.
Iată și primul fluier al acestui meci, doamnelor și domnilor. O partidă în care Romanul, așa cum spuneam, deși văduvită de accidentări, va încerca să scoată toate cele trei puncte puse în joc. Să trecem în revistă și formația gazdă. Portarul este Angel Băicianu, ca de obicei, alături de jucătorii de câmp Sadunsche, Juncănaru, Marian Covaliu, Chirilescu, Brăiescu, Crăciun, Netbai, Florean și A Eroaiei. Rezerve sunt Bicleanu, Mocanu, Scânteie și Antim. De partea cealaltă, Odorheiu Secuiesc îl are în poartă pe Filip, iar jucători de câmp Zabo, Zichele, Minta, Cichi, Peter, Tanco, Chițu, Modra, Marian și Citfo. Pe banca de rezerve, Birtalan, Ribarieș, Deac, Gheorghe și Balași. Să spunem că este vorba despre un duel între locul 6 pe care îl ocupă în clasament formația din Roman. Așa cum spuneam, 37 de puncte la egalitate cu Hărmanul, în vreme ce adversara din acest meci, AFC Odorheiu Secuiesc, este pe 11, doar 26 de puncte acumulate. Prime momente de tatonare între cele două formații. Romanul, am văzut că încearcă să urce. Desigur, este vorba de formația care trebuie să construiască mai mult. Angel Băicianu este la post la această fază. Îi vedem pe jucătorii formației vizitatoare așezați mai mult pentru a face faza defensivă. Își mențin însă acest vârf jucătorul cu numărul 17, Cifo, undeva în marginea careului de 16 metri al Romanului. Maria Marin acum minge spre Florean, recuperează Romașcani, Crăciun, soluția găsită undeva pentru compartimentul ofensiv al formației gazdă. Repunere de la margine. Jucănaro. Uite o minge înapoi pentru propriul portar, va urma o degajare. Zona centrală, Nedba a sărit acolo. Marea Marin spre același Andrei Florean. Acesta însă scapă mingea în afara terenului de joc. El la cap câștigat de Crăciun, Netbai acum întoarce pentru Brăiescu, mingea deschisă în flancul stâng. Încearcă să construiască, să țină balonul jos jucătorii de la CSM Roman. Juncănaru trimite mingea în zona centrală, Netbai a avut o bună oportunitate, a încercat să trimită pe stânga, dar s-a interpus unul dintre jucătorii formației din Odorheiu Secuiesc și trebuie ca această fază să continue cu un atac pozițional. Maria Marin, zona centrală, Chirilescu și Marin. Pe defensiva Romanului, Florean, prelungire pentru Juncănaru.
Pasă pe culoar, Crăciun. Vine centrarea. Pe lung. Și deja apar evident primele semne de pericol la poarta apărată de către Filip. Din nou minge în zona centrală, Andrei Florian acum prelungește pentru Crăciun. Minge ceva prea lungă și oaspeții beneficiază de o nouă repunere de la margine. Marea Marin venit ceva mai sus în zona centrală, Andrei Florian nu poate fructifica acest balon. Se duce Crăciun spre colțul terenului și această fază se calmează doar cu o nouă repunere din colțul careului mic. Suntem în minutul 6 al acestei partide. Romanul deja și-a arătat intențiile ofensive. Îi vedem și pe jucătorii formației vizitatoare că au o așezare defensivă. Din păcate, destul de puține baloane puse pe jos, exact cum este construit jocul romanului. Nedbai în stânga aleargă acolo, s-a dus că după această minge nevoie să întoarcă. Fază bâlbuită, nu a fost fault la acel contact, îi vedem pe jucătorii de la Odorhei Secuiesc încercând să valorifice acest vârf împins Cifo. Lucanaro cu minge la picior în zona centrală, pasă bună spre Nedbai. La post însă portarul Filip. Se vede treaba că atât Gabi Țapu cât și Iosif Susanu merg pe formula consacrată, un 4-4-2. Apărare avansată în meciul de acasă, un joc combinativ. Și așa cum spuneam, acest gazon destul de bun al stadionului Moldova favorizează un joc combinativ. Deposedat acolo Crăciun, dar a fost la post portarul Băiceanu. Degajare lungă spre Florian și Nedbai. Un fault care nu se soldează cu sancțiuni disciplinare. Și o lovitură liberă, indirectă pentru formația vizitatoare. AFC Odorheiu Secuiesc. Aglomerare în zona de 16 metri. A romanului s-a mizat pe o pătrundere prin linia de fundaș pentru a evita offside-ul. Până la urmă, gazdele au din nou posesia. Brăescu, Marea Marin. Chirilescu urcă pe zona centrală. Oaspeții nu renunță nici ei la faza ofensivă, evident. Acest scor de 0-0. Un șut încercat de la distanță de către Peter.
lumânare ridicată de către aceiași jucători ai formației vizitatoare și până la urmă Nedbai a trimis în afara terenului. Suntem în minutul 10 al acestei întâlniri. Un meci de început de weekend și de vacanță. Crăciun deschide în dreapta pentru Andrei Florean. Acesta reușește să recupereze mingea. Jungănaru, centrare lungă pe celălalt flanc și recentrarea nefericită. Și astfel că portarul Filip va degaja din nou. S-a bătut Aeroaie pentru această minge, până la urmă ținută în posesie de către formația romașcană. Chirilescu. Miuță combinativă. Nedbai a lăsat și ce fază bună pentru Florean. Excepțional șutul. Puțin cam sus însă. Din marginea careului de 16 metri. Oricum, încă o dată s-a văzut faptul că această echipă a CSM-ului luptă să construiască și să ajungă în poziție de finalizare fără să folosească prea multe baloane aruncate la întâmplare. Răiscu, capul. Este exact ce nu doreau romașcanii să facă. Se duce Crăciun. Nu minge sus. Nu dau dovadă de mari veleități tehnice, nici sportive de la Odroheiu Secuiesc. Se mulțumesc să stea în multe din aceste faze, din aceste prime minute ale meciului pe două linii. Evident, vor să-i pună pe romașcani la muncă, să-i facă să alerge. Prescu de viere spre Nedbai, minge pe același Iosif Nedbai. Și balon trimis în afara suprafeței de joc. Fază de construcție, de atac în flancul drept a Romanului Jucănaro. Pe 24 aprilie, Romanul a înregistrat o înfrângere drastică, să spunem, un 5-1 la suporter Club Oțelul din Galați, în vreme ce Odorheiu Secuiesc a luat bătaia acasă de la Târgu Secuiesc. A fost un 3-1 pentru Târgu. Deocamdată aici la Roman este 0-0 când intrăm în minutul 15 al întâlnirii. A fost un nou fault sancționat de brigada de arbitri din Iași. Iată o pătrundere în zona laterală dreapta a celor de la Odorheiu Secuiesc. Faza la care
defensiva Romanului a stat bine pe picioare. Marian Marin acum spre Chirilescu, minge în zona centrală. Vedem faza de construcție. În plus de posesie pentru gazde, evident. Netbuy minge spre Florian, prins în poziție de offside. Și faza cu potențial periculos pentru poarta apărată de Filip se liniștește prin această repunere undeva de la 20 de metri. Minge care îl căuta pe flancul stâng pe Marian. Repunere pentru Romașcani. Șifo a fost blocat la timp. Florean pune mingea jos, în sfârșit Netbuy în zona centrală. Cercat să combine acolo cu Sadosche. Să vedem dacă va veni centrarea, da. Nu are nicio șansă, evident, Iosif Netbuy la această fază. Va urma degajarea. Atent în jocul aerian acolo, aeroaie. Mențin însă, iată, posesia jucătorii de la Odorheiu. De Canaro, fără fault la această fază, se descurcă exact cu mingea la picior. Romașcani. Florean prelungește spre Crăciun. Balon aruncat în disperare de cauză în afara terenului de către linia defensivă a celor de la Odorheiu Secuiesc. O nouă combinație pe flancul stâng. S-au descurcat vizitatorii. Același balon aruncat către Șifo. Eroi minge către Netbuy și va fi corner. Lovitură de colț de pe partea stângă. Va veni centrarea în zona centrală a careului de 16 metri. Balon către Marian Marin. A încercat să recentreze Netbuy acum. Un dribbling, două și... un șut, centrare care trece din nefericire pentru gazde destul de departe de stâlpul drept al portarului Filip. Sadosche recuperează acest balon, întoarce pentru Vasile Chirilescu, minge către portarul Romașcan Băicianu. Nu s-a complicat defensiva. Minge lungă care însă trebuie să continue doar cu o repunere de la margine. A fost între timp Hens și oaspeții au o dată în plus posibilitatea de a arunca o minge spre zona periculoasă a careului Romașcan. Marian
în luptă cu defensiva romașcană. Iată ce fază periculoasă putea să se iște la această pătrundere în zona laterală stânga a atacului. Joc periculos și din nou brigada de arbitri. Vă reamintim, Valentin Lungu din Iași, asistat de către Ionuț Melinte și Tudor Cornea, nu au oprit jocul, o manieră destul de curată, să spunem, de arbitraj. Suntem deja în minutul 21 al partidei, 0-0 aici pe stadionul Moldova, într-o partidă contând, vă reamintim, pentru etapa 25-a a campionatului seriei 1 din Liga a 3-a. Romanul beneficiază de o nouă lovitură liberă indirectă undeva în zona mediană. Minge spre Nedbai, acesta reușește să pună balonul jos, poate dribla. Vine centrarea spre Andrei Florean și Iosif Nedbai. Vine și Juncănaru acolo să ajute, dar se descurcă formația vizitatoare, pierdut un tempo pe contraatac și mingea ajunge la Sadosche. Recentrează spre Andrei Florean. Parcă de multe ori și Romanul a renunțat la acele baloane pe jos, acele faze de construcție minucioase. Încă este de vreme, ar fi un punct mare pentru formația din Odorheiu Secuiesc aici pe stadionul Moldova. Evident, formația gazdă n-ar fi deloc de acord cu acest lucru. În centrare, Angel Băicianu însă, fără niciun fel de emoții, a recuperat acest balon care îl trimite la Chirilescu. Minge deschisă în flancul stâng. Recuperează Chirilescu, Marian Marin. Nu a avut, din păcate, cine să urmărească această fază. Marian Marin, suveran în aceste dueluri aeriene, eroaie. Chirilescu. Mingea ajunge din nou la portarul Băicianu, iar acum se construiește o nouă fază pentru formația gazdă. Un pressing ceva mai agresiv al celor de la Odorheiu Secuiesc. Au mutat liniile, cum se spune, spre zona centrală a terenului. Jucănaru mingea la picior. S-a pierdut din nou un tempo. Crăciun nu a avut ce să facă la această fază. Din nou probleme în zona careului de 16 metri al Romanului. Dar Marian Marin s-a descurcat acolo. Și deja au reușit să aglomereze zona centrală, romașcanii, fără probleme. Juncănaru a fost faultat, evident. Din nou, al doilea fault consecutiv asupra
aripei dreapta a Romanului. Vedem, da. Două cartonașe galbene, unul văzut de către Crăciun. Nu, să vedem dacă va fi sancționat și jucătorul de la Odorheiu Secuiesc. Teoretic așa ar trebui. Fuseseră două schimburi de amabilități, să spunem așa, anterior. Nu, scapă fără avertisment la această fază Peter. Dar va fi o lovitură liberă undeva de la 25 de metri. Să vedem dacă își ia cineva îndemnul să tragă direct de la Roman. Jucănaru este acolo. Ar fost genul de faze care îi veneau ca o mănușă capitanului Mădălin Popa, însă acesta este scos pe tușă și din discuțiile purtate cu staful tehnic și conducerea clubului am înțeles că este posibil să aibă o ruptură de ligament, mai sunt nevoie de niște analize, niște teste, un RMN eventual ar putea edifica asupra stării sale. De altfel și, cum spuneam, lângă Ștef Grigore și Daniel Marin, a ieșit accidentat la ultima partidă de aici, de pe teren propriu, și în continuare este practic în tribune alături de capitanul de facto al echipei CSM. 0-0 în continuare, minutul 27 al acestei întâlniri. Eroaie trebuie să întoarcă. Marin deschide în stânga la Chirilescu. Minge care iese în afara terenului și va rămâne doar o repunere de la margine pentru formația vizitatoare. Offside. La o pasă cu capul. Vasile Chirilescu va repune balonul în joc. Minge către Marian Marin. Și în nota a ceea ce s-a întâmplat până acum, Romanul încearcă să construiască, să țină mingea jos, în schimb oaspeții țin mult la aceste contre. Vedem acum o fază periculoasă, a fost foarte bine acolo în propriile ghete Sadosche. Răescu și se descurcă Romașcani în ciuda unui pressing făcut în trei inși de către jucătorii de la AFC Odorheiu Secuiesc. Florian trebuie să întoarcă la Marian Marin. Jocul deschis în sfârșit pe flancul drept. Încănaru, minge scurtă, Crăciun se descurcă bine, intră în careu, dar trădează această încercare de centrare. După cum spuneam, teren destul de bun pe stadionul Moldova, să chiar și așa uneori execuțiile tehnice sunt foarte pretențioase. Minutul 30 al acestei întâlniri, 0-0,
Corean a avut un culoar, s-a descurcat bine în defensiv acolo, Mintaș. Și un balon aruncat în zona de evitare a pericolului. Incomodă, pare, pentru formația gazdă, această formație a Odorheiului Secuiesc. O echipă care s-a străduit la rândul ei să fie destul de scurtă. Jucănaru în zona centrală spre Nedbai. Nou duel 1-1 câștigat de către gazde. Nu a reușit această centrare, acum minge recuperată de către Romașcani, mi s-a produs și un hands acolo. Țin de balon, se vede determinarea de ambele părți. Și fază calmată cu o nouă repunere de la marge. A fost și un fault acolo, a fost doar o lovitură liberă, indirectă. Băceanu. Tind să se precipite și Romașcani și... Este evident că nu le convine acest pressing făcut de către formația adversă. Jucănaru minge în zona centrală, prelungirea lui Nedbai pre Florean. Stat bine și defensiva celor de la Odorheiu Secuiesc. Cea Jucănaru a ieșit din offside Romașcani, cât pe ce Nedbai nu a putut să pună mingea jos să-și facă pașii pentru un șut. Acum iată ce se întâmplă de cealaltă parte. Fault în poziție de ultim apărător. Să vedem ce consideră arbitru că s-a întâmplat în contactul dintre Chirilescu și mijlocașul ofensiv al celor de la Odorheiu Secuiesc. Doar un fault, nu era postură de chiar de ultim apărător. Oricum, lovitură liberă dintr-o zonă periculoasă. Își aduc sportivii detalii în zona centrală a marginii careului de 16 metri al formației Romașcane. Cei de la Odorheiu Secuiesc, va veni cu siguranță o centrare. Greu de crezut că s-ar încumeta cineva să tragă de acolo. Minge care până la urmă nu a pus mari probleme și mai mult decât atât a oferit romașcanilor posibilitatea să iasă din defensivă, acum pentru o contră. Nedbai în dreapta, are culoar, îl ajută Juncănaru și Florean. Un dribling în plus întotdeauna strică. Și iată-i direct pe contre sportivii de la Odorheiu Secuiesc, ajungând în aceeași poziție de contră. N-a ieșit nimic altceva însă decât o repunere din colțul careului mic pe care o va executa Angel Băiceanu. A și făcut-o de altfel Marea Marin. Minge deschis în zona centrală, offside la Andrei Florean. În protestele întregii tribune, suporterii, destul de puțin de altfel trebuie să spunem, și e păcat, destul de puțin suporterii romanului veniți la acest meci au avut
un cuvânt de spus în acest sens. Până la urmă jocul continuă. Oaspeți încearcă să deschidă în flancul stâng. Mașcanii s-au repliat, recuperează și au posibilitatea din nou pentru a construi un atac. Crăciun a fost faultat, evident. De această dată va fi, da, cartonaș galben văzut de către Odorheiu Secuiesc. Marian, sportivul sancționat, și o nouă fază cu grad de periculozitate pentru poarta apărată de Filip. Minutul 36, Nedbai va executa 22 de metri lateral dreapta, poate trage și direct. Asta și făcut, pe scurt, recuperează Romașcanii și ce ocazie, faza nu s-a răcit. Da, într-adevăr, o fază care a mai dezmorțit un pic atmosfera. A fost o dominare teritorială a romanului, multe faze posesie, evident superioară, dar lipsiseră până la aceste două șuturi consecutive pe scurtul porții apărate de Filip fazele clare de gol. Cum spuneam, minutul 37. Romanul este pe val, cum se spune, Crăciun ratează preluarea și n-a mai reușit să țină de acest balon. În ciuda unui efort considerabil, trebuie să recunoaștem. Repunere din 6 metri. Filip. Crăciun, minge întoarsă, Jucănaru, balon care pune în dificultate pe Chirilescu, s-a descurcat acesta. Un balon în zona periculoasă și romanul, iată, beneficiază de o nouă repunere de la margine. Minge spre Nedbai. Nu a fost tocmai rea intenția lui Aeroai. Juncănaru lung. Marginea careului mic sau jenat acolo, fundașii de la Odorheiu Secuiesc. A fi corner. De zona centrală și un fault în atac. Urcaseră, ca de obicei, și fundașii centrali ai romanului, însă a fost văzut acolo o sancțiune justificată, să zicem, și meciul va continua cu această minge aruncată în zona centrală. Chirilescu, neatent la această fază, nu s-au descurcat prea bine nici adversarii, iată, în disperare de cauză mai mult a șutat acolo Modra, undeva din 17 metri.
oricum era una dintre puținele sale soluții. N-a jucat faza Florean fiind în offside. Nou duel aerian câștigat de către Romașcan, minge în zona periculoasă și se descurcă, evident știind meserie, Marian Marin. Tot de la acesta va porni o nouă fază ofensivă. Să vedem. Florean driblat, atent Chirilescu, Eroaie minge zona centrală și pun piciorul, cum se spune, jucătorii de la Odor Heiu Secuiesc pentru a îndepărta pericolul iminent. Joc combinativ, Nedbai deschide în stânga. Sadosche blocat, aproape Crăciun, care recuperează până la urmă această minge. Jucănaru, Claudiu. Forțează greșeala adversarului, cum se spune. Repunere pentru formația romașcană. Deviere fericită până la același Juncănaru. Minutul 42 al acestei întâlniri. 0-0 în continuare. Pe fondul unui meci, să spunem, destul de tacticizat, de ambele părți chiar. Brăiescu vede galbenul. Un contact tibie pe tibie. A căzut și rău, ce-i drept, i s-a tăiat aerul jucătorului de la Odor Heiu Secuiesc. Până la urmă nu sunt probleme atât de grave. Cu siguranță un punct aici la Marul Moldovei. Ai chemat totul! Ai chemat medicul, prostule! Totuși, medicul era bun, bravo, bun! Mod normal, așa cum probabil ați putut auzi și dumneavoastră, în momentul în care este nevoie de intervenția medicului pentru a acorda asistență unuia dintre jucători, acesta ar trebui scos pe marginea terenului și apoi să primească eventual acceptul de a reintra. În fine, una peste alta trebuie să spunem că nu a fost vorba despre un arbitraj care să favorizeze pe vreuna dintre cele două combatante. Brăiescu a trimis până la propriul portar. Fază calmată de Juncănaru. Acesta o pasă cu exteriorul. A încercat spre Andrei Florean. Puține 10 de secunde rămase
din această primă repriză, în care, iată, formația vizitatoare nu renunță la atac, am văzut cu 3 dintre jucători veniți în zona Carolului Romașcan. Fluier de final, doamnelor și domnilor, 0-0 în meciul dintre CSM Roman și AFC Odorheiu Secuiesc după 45 de minute pe stadionul Moldova, etapa 25-a, vă reamintesc, a seriei 1 din Liga a 3-a la fotbal. Vom lua și noi o scurtă pauză, după care vom reveni să vedem cum se va încheia acest meci. Bine v-am regăsit, dragii noștri, în direct la roman24.ro pentru a vedea deznodământul acestui meci, contând pentru etapa 25-a a campionatului seriei 1 din Liga a 3-a, partidă între CSM Roman și AFC Odorheiu Secuiesc, 0-0 după 45 de minute în care niciuna dintre cele două formații nu a reușit să arate că domină, două stiluri destul de diferite de abordare a meciului. Gazele au insistat pe construcție în timp ce oaspeții au mizat pe contraatac. Să spunem, o singură dublă ocazie notabilă pentru formația gazdă în acest prim mitan. Partidă, vă reamintim, condusă la centrul de către Valentin Lungu, asistat de către Ionuț Melinte și Tudor Cornea, toți trei din Iași. Iată acum gazdele cu posibilitatea unui prim atac. Să vedem ce instrucțiuni tactice a dat la pauză tehnicienii Gabi Țapu și Iosif Susano. Mizează pe pressing jucătorii de la Odorheiu Secuiesc. Din câte s-a văzut, Romanul, acest gen de fază de construcție, minge deschisă în flancul stâng. Marea Marin și o minge spre nicăieri a lui Andrei Florean. Încearcă să iasă din defensivă cu o nouă minge lungă în flancul drept jucătorii de la Odorheiu Secuiesc. S-au repliat însă romașcanii. Vedem toți cei patru fundași pe linie. Marea Marin, Brăiescu încearcă să deschidă spre Nedbai. Dribling frumos al lui Nedbai, un cot recepționat de către jucătorul ofensiv al formației romașcane și faza se oprește pentru un moment. Va fi o lovitură liberă undeva la 25 de metri de careul porții apărate de Filip. Echipă destul de tânără aceasta a Odorheiului Secuiesc. Minge deviată care ajunge în brațele goalkeeperului formației vizitatoare. A început Romanul cu Băicianu, Sadoschi, Juncănaru, Marian, Marin, Covaliu, Chirilescu, Brăiescu, Crăciun, Nedbai, Florean și Aeroaie, în vreme ce formația oaspete, așa cum spuneam, l-are în poartă pe Filip alături de Zabos, Zichei, Mintaș, Cichi, Peter, Tonko, Chițu, Modra, Marian și Cifo.
Hristos. Fază fixă a celor de la Odor Heu Secuiesc. Urma o centrare în care nu a ținut să mă contrazică fundașul formației adverse. O să minge trimisă mult peste poartă. Să mai spunem că în această etapă a 25-a au mai fost programate meciurile dintre CSM Pașcani și ASMS ACS Sănătatea Drăbani chiar astăzi la aceeași oră, cu partida pe care o urmărim împreună, iar mâine de la aceeași oră 17 Metalosport Galați va sta, în timp ce CS Sporting Lieș va primi vizita liderului Aerostar Bacău. A fost un fault între timp și o nouă posibilitate pentru formația din Odor Heiu Secuiesc de a trimite o minge în zona centrală a careului Romașcan. Să vedem această fază, după care vom continua cu descrierea acestei etape. O minge pe colțul lung, fără sorți de izbândă. Spuneam că Metalosport, de altfel echipă și retrasă din campionat, evident, nu contează. Cicșereda Miercurea Ciuc va juca acasă cu suporteri Club Oțelul Galați, ocupanta locului 2 în clasament înaintea acestei etape. CSE din Târgu Secuiesc primește vizita celor de la CSM Focșani 2007, iar ACS Olimpic Cetate Râșnov primește vizita celor de la AFC Hărman. Bucovina Rădăuți și ea va sta, deoarece adversara hrăzită prin tragerea la sorți, Avântul Valea Mărului, a fost și ea penalizată și exclusă din acest campionat. Deja în minutul 50 al acestei întâlniri de pe stadionul Moldova din Roman. În continuare 0-0. Și va fi foarte interesant de văzut ce soluții vor găsi romașcanii pentru a lua mai mult decât un punct în propriul fief. Din nefericire, în continuare, în această zi frumoasă de primăvară, destul de puțini suporteri prezenți în tribunele stadionului Moldova. Iată, Odor Heiu Secuiesc a prins curaj, stă de câteva momente bune în jumătatea de teren a romașcanilor, dar în continuare mizează pe aceste mingi aruncate în zona centrală. Atentă însă defensiva gazdelor, Juncănaru a trimis cu capul propriului portar. Brescu, ținând minge la picior, încearcă să construiască. Sadoschi deposedat, dar a stat bine în ghete formația gazdă. Covaliu a întors și minge trimisă mai mult în disperare de cauză de către Romașcan. Ce fază! O minge cu mult efect
la care Băiceanu a trebuit să se întindă serios și să trimită în afara terenului. Va fi o nouă repunere de la colț, de pe flancul stâng al atacului celor de la AFC Odorheiu Secuiesc. E pe lung. Se scurcă Romanul Nedbai, iese din ofensivă. Andrei Florean faultat. Vedem. Nu e dat să-l ia. Galben. Cartonaș galben văzut de Zabo. Spuneam, o formație tânără. Jucători născuți majoritatea între 95 și 99. Au veteranul, evident, Peter, un jucător în vârstă de 34 de ani. Sadosche, minge bună spre Nedbai. Fost talonat bine acolo de Peter. Chirilescu greșește și le oferă pe tavă adversarilor această minge, însă nici ei nu au avut ce să facă. A încercat o insinuare în zona centrală atacului lui Cifo. Minutul 55 deja al acestei întâlniri, același scor 0-0 aici pe stadionul Moldova. Un șut de la distanță, fără probleme însă pentru Angel Băiceanu. Goalkeeperul Romașcan degajează. A fost un fault acolo la Andrei Florean. Însă neacordat. A încercat să ajungă această minge Modra. Prea lungă însă și pentru el. Romanul încearcă să construiască. Florean, încercare de șut. Vedem ceva mai urcat, ceva mai avansat și pe aeroaie. Bună de posedarea. Nu este offside. Nici pasa pe culoar pentru Andrei Florean nu a fost cea mai fericită. Joc mult, mult mai deschis. Iată ce fază. Minge care a lovit transversala putea să iasă necaz mare pentru Roman. Au parcă un pic mai mult curaj în ofensivă jucătorii formației din Odorheiu Secuiesc. O repunere de la margine. Mingea a ieșit în afara terenului. Și o schimbare. O schimbare în tabăra celor de la Odorheiu Secuiesc. Va intra Gheorghi Deac. Jucătorul cu numărul 14. Acesta îl înlocuiește pe Cifo, unul dintre fotbaliștii care au pus destul de mari probleme în această primă oră de joc efectiv aproximativ. Mină bine, Romașcani, Nedbai, zonă periculoasă, l-a avut în stânga,
și nu a fost offside la această fază, însă centrarea la trădat, să spunem, pe Covaliu, până la urmă însă a reieșit o nouă repunere de la Colț pentru formația gazdă. Merge în zona centrală, fault în atac, se dictează. Este evident că oaspeților le convine și un punct aici. Vă spuneam înaintea acestei partide, formația din Odorheiu Secuiesc este pe locul 11 în clasament, 26 de puncte, în vreme ce gazele de la CSM Roman sunt pe 6 la egalitate cu AFC Hărman, 37 de puncte. Meciul este reluat acum cu degajarea portarului. Un fault în favoarea formației gazdă. Covaliu descoasă în dreapta la Marian Marin. Asta urcă Aeroaie în dreapta, Jucănaru. Și faza continuă. Andrei Florean în zona centrală. A fentat șutul Sadosche. Descoasă Romașcani. Trebuie să muncească, să recupereze ceea ce au muncit atât de mult să construiască. Doi dintre jucătorii celor de la AFC Odorheiu Secuiesc prăbușiți pe gazon. După acest minut 60 au început evidentele trageri de timp. Oaspeții au numai de câștigat un punct în plus în clasament și unul la adevăr. Până la urmă s-a văzut că problemele n-au fost chiar atât de grave, dar iată. Acum nu te mai doare! Din păcate, destul de sterilă dominația formației romașcane. Mizează pe contre jucătorii formației din Odorheiu Secuiesc. Au avut și ei ocazie, chiar două, clare de a înscrie. Ambele pe contre, în vreme ce Romanul a continuat să se încăpățâneze, să joace cu aceste mingi de construcție. Se simte evident și lipsa capitanului Mădălin Popa. Spuneam accidentat atât el cât și Daniel Marin și Ștef Grigore. Leziuni destul de grave. Cum spunea Gabi Țapu într-o discuție anterioară, Romanul nu are o echipă încropită,
ci una lucrată la antrenamente. Să vedem care vor fi soluțiile pentru a desface această ermetică defensivă a formației din Odorheiu Secuiesc. Iată, o vedem, a înțeles inclusiv că de multe ori cea mai bună apărare este atacul. A urcat încercând să distrugă faza de construcție a romanului și să se mențină într-o zonă periculoasă. I-am văzut, de altfel, cu toții, în cel puțin două rânduri, cât se poate de periculoși. Jocul continuă, a fost și o schimbare. Și jucătorul cu numărul 11, Zabo, îi debilita la... Modra împins ca un ghimpe în coastele formației gazdă. Iată. Văzută că nu suportă foarte bine acest pressing avansat. Merge lungă. Atât Nedbai cât și Florean stau la pândă, dar nu au avut, trebuie să fim sinceri, destul de multe baloane pe care să le poată fructifica. Și atât de partea cealaltă, ceva mai pragmatic, jucătorii din Odorheiu Secuiesc au posibilitatea unui nou corner de pe flancul stâng al atacului. Orice fază fixă poate însemna pericol. Să vedem ce va fi de această dată. Doar doi dintre romașcani rămași în afara careului mare. Începe scurt. La bătaie. Încercat să iasă cu o fază și cu pasă pe partea dreaptă. Crăciun. Sadosche. Covaliu ține de acest balon. Pasă pentru adversar, aplaudată de puținii suporteri de aici, de pe stadionul Moldova. Offside la această fază. Din nou a fost tras semnalul de alarmă. Romanul trebuie să aibă grijă. Această formație a Odorheiului venită evident să își vândă pielea cât mai scump. Minutul 67, 0-0 în continuare pe stadionul Moldova. Fuschens. Liberă în directă pentru romașcani. Zona centrală, Florean ar fi putut beneficia de o deviere ceva mai fericită. Să vedem. Nimeni nu vine să încerce un șut de acolo. Aeroaie. Blocaj care le-a funcționat celor de la Odorheiu Secuiesc. Faulta lui Florean. Supra nou intratului Birtalan. Birtalan.
iată ce deschidere în flancul stâng și o centrare care trece prin fața porții și din nou le-a trecut glonțul pe la ureche jucătorilor formației rămașcani, pe care îi vedeam paradoxal ceva mai nehotărâți în zona ofensivă. Dar o repunere de la margine. Ar fi vrut cei de la Odorheiu să cuiesc balonul în favoarea lor, însă a fost o deviere la care arbitrii, să spunem că erau foarte aproape. Iată pe Chirilescu și minge trimisă înapoi la portarul Bânceanu, care trebuie să degajeze. Nu au fost, să spunem, probleme de arbitraj, cum s-a mai întâmplat. Să spunem doar, ar fi fost posibil să nu fi fost chiar foarte atenți. Faul din spate, sancționat pentru Roman. Valentin Lungu din Iași, arbitru central, asistat de Ionuț Melinte și Tudor Cornea, după cum spuneam, toți trei din Iași. Observatori sunt Grigore Șuhan din Suceava și Ilie Andrici din Botoșan. Atent, Chirilescu. Ne apropiem de minutul 70 al acestei întâlniri. Partidă în care în continuare scorul este 0-0, ci pe stadionul Moldova din Roman, în etapa 25-a campionatului seriei 1 din Liga a 3-a. CSM, formația locală, întâlnește această bătăioasă formație a AFC-ului din Odorheiu Secuiesc. Două echipe care vin după înfrângeri în etapa anterioară și evident nu au de gând să-și împartă punctele. Sigur. De deviere spre Florean, ținu mingea jos, vine și șutul. Ar putea fi și aceasta o soluție pentru a pune în pericol poarta apărată de către Filip. Se simte, încă o dată spun, lipsa capitanului Mădălin Popa, a fundașului Ștef Grigore și chiar a lui Daniel Marin. Headbite! Între doi adversari destul de greu să poți să fructifici un asemenea balon. A venit centrarea destul de în spate. Florean și... în 6 metri, Iosif Nedbai a vrut să întindă steagul. Hai, bate, lasă-te mai înerva! Minge deviată oricum, dar o fază ceva mai consistentă de atac a Romanului. Continuă atacul gazdelor, însă steril. Nevoit să se întoarcă și până la urmă reușesc să piardă și mingea. Jucătorii CSM-ului spre disperarea tehnicianului Gabi Țapu.
Cum să ratezi în așa? Ține la pizunie. Covaliu trimite în afara terenului. Mai mult de atâta nu puteam. Cine? Eu vreau să mă dau. Minge pentru portarul Angel Băicianu, care dă drumul la joc, urcă acolo Juncănaru, vine și încercarea de centrare. Și iată formația oaspete. Nu a fost offside această fază, dribbling în careu, vine centrarea și din voleu. Din voleu. Nu, probleme destul de grele. Modra a făcut 3 sferturi din această fază, care se soldează cu un nou corner de pe aceeași parte stângă a atacului formației din Odorheiu Secuiesc. Scurt, sări bine la cap Romașcani și alte dueluri care îi comasează pe jucătorii formației gazdă în propriul careu mic. Va fi corner de pe cealaltă parte, pe dreapta. Dezamăgitoare prestația formației gazdă. Până în acest moment însă nu s-a terminat meciul. E cornerul pe lung de această dată și unul la 0 pentru formația din Odorheiu Secuiesc. A dat gol Cichi. Minutul 75. Domnul arbitru, e amovă să roșu. Iată, a fost taxată destul de rapid această lejeritate în a trata fazele defensive și pentru Romașcani greul de bea acum începe și nu ar mai fi decât aproximativ un sfert de oră din acest meci. Fază fixă, recentrare și gol după ce trimiseseră buzduganul de două ori sportivii de la Odorheiu Secuiesc. O echipă de locul 11 merge cam aproape cap la cap cu cea din Târgu Secuiesc. Cum rămân destul de multe necunoscute despre această etapă, mai ales că, așa cum v-am mai spus, grosul meciurilor vor avea loc de-abia mâine, de la aceeași oră, 17. Sadosche driblează și deschide în stânga Covaliu. Nevoie să întoarcă. Au avut posesia Romașcanii majoritatea timpului, însă cei care s-au dovedit mai lucizi în fața porții au fost jucătorii de la Odorheiu Secuiesc. Secuiesc
Schimbare la Roman. Va intra Antim. Constantin Antim. O schimbare ofensivă. A Romașcanilor, acesta îl înlocuiește pe Crăciun. Covaliu. Nouă fază de atac a Romanului, o fază colectivă, superioritate în flancul drept, dar stat bine pe picioare și Cichi, jucătorul celor de la AFC Odorheiu Secuiesc. Repunere de la margine lungă în zona centrală a careului, resping jucătorii formației vizitatoare și iată același pressing în măsură să forțeze gazdele să paseze din nou cu portarul. Vreo 10 minute ar mai fi din acest meci care se anunță destul de ascuțit în continuare. Îi vedem pe jucătorii de la Odorheiu Secuiesc menținându-se periculoși. Îi vedem și acum. 3 dintre rumașcani au reușit de abia să-l blocheze acolo pe adversarul direct, Modra. Andrei Florean. Nu te închide, mă, acolo, mă. Trată, nu minge prea în lateral pentru Brăiescu. Și din nou doar o nouă a câta repunere de la margine. Covaliu. Dribling bun, minge aruncată spre Florean. Atent, Filip. Stăteau la pândă acolo și Antim și Andrei Florean. Reușesc până la urmă să pună mingea jos prin Peter. Jucătorii de la Odorheiu Secuiesc, evident, ceva mai prezenți în joc. Mizează în continuare pe Modra. Îl vedem undeva dus spre flancul drept. Îl are acolo adversar direct pe Sadosche. Și speră în continuare la mingi deviate. Să vedem ce va fi la acest corner. Evident, trebuie să treacă și câteva secunde. Nu are de ce să se grăbească Chițu. Formația vizitatoare are 1-0. Începe scurt. Deviere și fault în atac. Balon pentru CSM Roman. Putea spune că nu este unul dintre cele mai fericite meciuri ale formației gazdă. Dar la acest scor, la 0-1, parcă și un egal ar fi bun până la urmă, deși, după cum spuneam de la început, obiectivul a fost obținerea tuturor punctelor puse în joc. Nu a fost fault. Intervenție curată a lui Covaliu. Sadosche.
Chirilescu. Neviere spre Florean. Covaliu, nevoit și el din nou să întoarcă până la Chirilescu. Vine o minge lungă spre nicăieri. A funcționat presigur Romașcan, Antim vine cu centrarea în zona de la 11 metri de pândea acolo vârful Romașcan. Trebuie să încerce să deschidă mai mult Romașcanii. Aici Eroai nu s-a descurcat foarte bine. Chirilescu. Minge în centru spre Netbai. Paradoxal, Romanul a ajuns să fie echipa care mizează mai mult pe centrări în zona periculoasă. S-a descurcat Netbai. Faultat de către Peter. Și va fi lovitură liberă. Dar între timp trebuie să mai treacă un pic, să treacă măcar câteva secunde, nu? Problema, nu știm cât de gravă, la unul dintre jucătorii formației din Odorheiu Secuiesc. Poate fi unul dintre cele mai reușite meciuri în această ediție de campionat pentru echipa din Odorheiu Secuiesc. Evident, n-au fost probleme grave. Să vedem centrarea lui Antim. A urcat și fundașii Romanului. Minge pe lung. Nu iese devierea. Au trebuit să evite și jocul la offside jucătorii formației romașcane. Însă nu reușesc să se descurce de posedare. Și contră, iată, la sacrificiu. Angel Băiceanu, Marian Marin, depusă jos, tot Marian Marin, urcă, având mingea la picior, Netbai, poate dribla, vine centrarea în zona centrală și Andrei Florean, trimis peste, în poziție, să spunem, aproape ideală. Schimbare. Roman iese a Eroaie și în locul lui a intrat Mocanu. Riscă totul în aceste ultime minute Gabi Țapu. Evident, Romanul trebuie să alerge după o egalare și încă o schimbare și în tabăra cealaltă. Riborieș, jucătorul trimis în teren, îl va înlocui pe Marian. Moment în care formația gazdă CSM-ul se pregătește nouă repunere de la margine, lung în zona centrală a careului.
Relungiri. Vorbit însă Florean și pe cealaltă parte Covaliu trebuie să descurce această fază în care iată un 2 contra 2. Offside! Offside! Meci de angajament. Aceste ultime 10 de secunde, doamnelor și domnilor. Romanul se apropie de o înfrângere, dacă nu cumva va reuși să facă o minune. Au mai fost cazuri, dar cu siguranță nu așa. Chirilescu trimite propriului portar. Covaliu lung în zona centrală. Rescu deschide în dreapta la Jucănaru. Pasă înapoi, însă nu ajută deloc la construcție. Nouă contră a celor de la AFC Odorheu Secuiesc. Deviere cu capul, ineficient însă. Trebuie ca Romanul să deschidă din nou, să arunce aceste minci. Până la urmă, nu mai este timp de amabilități, evident, se joacă pur și simplu pe contre Chirilescu pentru portarul Băicianu. Juncănaru centrează lung și nu a putut să fructifice Mocanu acest balon puțin cam lung. Oricum se citește un pic frustrarea, evident, pe chipurile și maniera de joc a romașcanilor. O minge aruncată. O minge lungă, urcat și Marian Marin pentru a încerca să fructifice un eventual balon deviat, din nefericire că însă mai spun o dată că n-au încercat să șuteze. N-au încercat să șuteze din afara careului, măcar sportivi formației romașcane, și au cedat destul de ușor la aceste dueluri pe contre. Iată, acum Marian Marin trimis chiar vârf de lance, cum se spune. Netbai. Netbai. A fost faultat. Nu, o fază fixă. Ultimele 10 de secunde ale acestei partide. Nouă fază fixă. Ali Mocanu alături de colegul său Antim la această fază. Până la urmă Antim va fi cel care execută lovitura liberă indirectă. Este o fază care poate anunța un gol pentru CSM Roman. Bagă-l în poartă! Bine centrarea. Faza se calmează. Juncănaru era în offside acolo. Iosif Nedovai și fluier final al meciului, doamnelor și domnilor, o înfrângere
astăzi pe stadionul Moldova pentru formația gazdă CSM în fața lui AFC Odor Hiu Secuiesc, 0-1 așadar, gol în repriza a doua, minutul 75 a marcat Cichi. Noi, cei de la Roman24.ro, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și la această transmisiune și vă facem promisiunea că vă vom fi alături și în continuare la principalele evenimente sportive din municipiul Roman. Până atunci însă, toate cele bune și o mini-vacanță plăcută de 1 mai.